Cum să faci cafea din păpădie? Un curățător excelent pentru ficat și sânge. Păpădia este una din cele mai bune plante pentru detoxifierea organismului, la început de primăvară. Această plantă banală este un curățător excelent pentru ficat și pentru sânge. Are efecte calmante asupra stomacului, fiind totodată recomandată celor care au diabet sau hipertensiune arterială. Cafea de păpădie, rețete și beneficii. Toate părțile acestei plante au beneficii pentru organismul nostru, însă rădăcina este mult mai bogată în minerale. Este renumită pentru efectele sale tonice și stimulente asupra sistemului digestiv și a ficatului. Gustul amărui ajută la producția de sucuri digestive și implicit la stimularea proceselor naturale de detoxifiere a corpului. Studiile recente au arătat că rădăcina de păpădie este utilă împotriva cancerului. Mai multe detalii aici. _ Cum se recoltează rădăcina de păpădie? Rădăcinile de păpădie se recoltează de la plantele cu frunze mature. Săpați în jurul plantei cu un hârleț pentru a scoate mai ușor rădăcinile. Trageți de ele cu mâinile, fără să le rupeți. Puneți-le într-un bol cu apă și frecați-le cu mâinile pentru a îndepărta pământul gros. Spălați-le apoi sub un jet de apă călduță și clătiți-le bine. Tocați-le apoi mărunt și lăsați-le la uscat într-un loc răcoros și bine aerisit. Sau puteți folosi un deshidrator. După ce s-au uscat bine, rumeniți bucățile de rădăcini într-o tigaie, la foc mediu, amestecând constant. Sunt gata când devin maronii la culoare și devin aromate. Aveți grijă să nu le ardeți. Rădăcinile de păpădie astfel rumenite pot fi păstrate în borcane de sticlă cu capac, în locuri întunecoase. Rezistă un an de zile. _ Cum se face cafeaua de păpădie? Pentru a face cafea, măcinați câteva bucăți de rădăcini prin râșnița de cafea electrică, până obțineți o pulbere fină, asemănătoare cafelei autentice. Ingrediente: 1 lingură de pulbere de rădăcini de păpădie, 1 cană de apă, 1 bețișor de scorțișoară. Preparare: puneți apa, pulberea de păpădie și scorțișoara într-un ibric. Când ajunge la punctul de fierbere, dați focul la mic și lăsați totul să fiarbă circa 5 minute. Turnați cafeaua în ceașcă, strecurând-o printr-o sită fină. Adăugați, după preferință, lapte vegetal. O puteți îndulci cu miere, melasă sau zahăr brut. Are un gust asemănător cafelei autentice, însă nu conține cafeină. Puteți combina pulberea de rădăcină de păpădie cu rădăcină de cicoare, pentru a obține o cafea și mai puternică. Nu uitați! Abonați-vă ca să rămâneți la curent cu noutățile de pe canal, împărtășiți-le și prietenilor voștri articolele și dacă vă place, apreciați!